Unul din cei mai rodnici ani ai culturii țării noastre al veacului 20 a fost 1967, anul care va pironi atenția noastră pe parcursul emisiunii de astăzi. În calitate de ghid, ne va asigura informația veridică a evenimentelor ziarul Cultura, îngrijit pe timpuri de redactorul Victor Teleucă. După o extraordinară evoluare din 1966 a Mariei Bieșu la concursul mondial Tchaikovsky de la Moscova, secțiunea vocaliști, unde a obținut locul 3, o nouă victorie la Festivalul Internațional Miura Tamaki din Tokyo. Această știre a apărut în săptămânalul Cultura din 25 martie 1967. Mi-au sunat de la Moscova că să învăț Chiu-Chiu-San în limba italiană, că o să mă trimită în Tokyo în 67 la un concurs mondial, primul concurs mondial, numele lui Miura Tamaki, Madame Butterfly. Care a fost consacrat cântăreții mari a Japonii, cântăreața care a fost prietena lui Puccini, care a scris această operă. Din 20 de țări au participat, adică 34 de cântărețe. În primul rând, vreau zic că ne-am prezentat cu un cântec popular a țării de unde am venit. Eu am cântat doina noastră de Eugenie Coca. Noi am tras la sort, vreau zic că eu eram a cincea. Și la prima parte, în primul tur care au cântat, vreau zic că și acelea patru au căzut. Și am rămas eu singură, prima. Și întotdeauna începeam concursul prima. Când trebuia eu să cânt, vreau zic că de acum a doua parte, nu mi-au venit niciun partener. Noi am aflat că asta a fost special, vreau zic, ca să ne controleze cum noi ne orientăm să cântăm. Și era pianistul de la Moscova, Vinogradov, de la Teatru Mare, și el spune: Maria, eu am să-ți cânt melodia lui Pinkerton, dar singur de-am răzbiriți ca mojuș. Și eu, când am început să cânt, el încânta melodia lui, și eu am intrat așa în rol, că când am observat, eu m-am găsit, iată așa, un fel de, care la Royal stă, unde te așezi, scăunașul ceala. Și așa mai cuprindeam scaunul ceala, și așa am intrat în rol, că... Știți, pe urmă, când m-am trezit eu de asta, pe eu am văzut că eu cuprindeam un scaun în loc de Pinkerton. Și așa și-a fost și cu copilul. Când de acum trebuia să spună rezultatele, a început de la premiul 8, 7, 6, 5, știți cum, de la urmă. Ne-am ajuns la 2. O spune pe la Mara Ciconia. Nu, dar eu nu-s. Eu știam că ceva trebuie să primesc. Hai, măcar a 8-a, dar totuși trebuia să primesc. Și eu am crezut că nu o să fie premiul întâi. Și eu n-am trecut. Așa, știți, a fost. Stam într-o parte, într-o ungheri, acolo, și, ei, mă rog, pe o pauză, și am crezut că gata, s-a terminat, vreau zică. Cu la Mara Ciconia. Și pe urmă, iesă la Buica Păiașe și anunță premiul întâi, Maria Bieșu. Muzica.
la 35 de ani al acestui eveniment, la Poșta Moldovei a apărut plicul cu chipul primadonii Maria Bieșu în rolul Ciociosan. Unul din momentele deosebite ale ziarului Cultura constituie prezentarea cântecului săptămânii, care se difuza la radio în fiecare zi lucrătoare la ora 21:05. Selectiv vă vom prezenta pentru dumneavoastră piesele propuse de acest ziar. Una din aceste lucrări este Ce mă fac? Muzica Valentin Vilinciuc, text Aureliu Busuioc, interpretată de Ludmila Mișov, susținută de Orchestra Radio-Televiziunii, dirijor Valentin Vilinciuc. Dar știi ce greu mi-e câteodată? Spune ce să fac, spune ce să fac. Știu că nu-mi stă bine supărată, dar ce pot eu face, dați-mi un leac. Nu mai pot de atâta supărată. Și de atâta greu, și de atâta greu, pot să-l caut eu pe acela care am să-l plac și eu. Ce mă fac, ce mă fac, am o coastă de drag, am o coastă de drag și de atâta mă plac. S-a bucurat de un mare succes și piesa Primăvară e, semnată de Șico Aranov muzica, Aureliu Busuioc versuri și interpretată de Efim Balțanu, susținut de Orchestra Radio-Televiziunii. Te-am chemat și-ai venit, visul meu mult dorit. Primăvară e, primăvară e, flor de doruri mare înfloresc. Tu ești inima mea, tu ești dragostea mea, primăvară e. Fiți-vios, te iubesc. Și-am venit cu dorul meu, cu dorul meu, cu dorul meu și-al viselor și rar, ca să cânt odorul meu, odorul meu, odorul meu, refrenul nostru drag. Inimba printr-un dor, nopți de-a rândul șoptesc, și în șoaptele lor e același veșnic, te iubesc. Te iubesc șezările, 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 ne cheamă largul lor. Și să bat cărările, cărările, cărările în viață mai ușor. Te-am chemat și ai venit, visul meu dorit. Primăvară e, primăvară e, primăvara mea pe pământ. Primăvara mea, primăvara mea, primăvară vreau să te cânt. La 30-a sesiune a Interviziunii, în 1967, Televiziunea Moldovei a devenit membră a acestui for internațional de televiziune. Chișinău. Thank you.
Din luna ianuarie, Televiziunea Națională a inaugurat emisiunea Noapte Bună Copii. Pentru generic a fost aleasă piesa Ceasul de Zlata Tkaci și Grigore Vieru, interpretată de Ludmila Mișov. În decurs de mulți ani i-a servit ca niște pentru copii, ca un semnal pentru a viziona emisiunea Noapte Bună Copii. Ea face parte din ciclul de cântece pentru copii, scris de compozitoarea Zlata Tkaci pe textul, pe poezia lui Grigore Vieru. Zlata Tkaci a prezentat acest ciclu, s-a bucurat de mult succes și a avut un mare răsunet în presă și în presa unională de pe timpul celălalt. Toți copiii aproape cântau aceste cântece și în special Tic-Tac. În acest an apărea filmul artistic Mariana la studioul Moldova Film, după povestirea cu aceeași denumire de Prascovia Didic, în regia lui Vasile Pascaru. De menționat că în rolul ofițerului german, Ernst a debutat violonistul virtuos Sergei Lunchevici. Muzica filmului e semnată de Vasile Zagorski. Îți place? Mm-hmm. Tu înțelegi așa muzică? Nu știu. Ai mai auzit? Am auzit. Unde? La radio. A. Dar știi cum se numește această bucată? Rondo Capriccioso. Un debut în cinematografie a unui grup de tineri talentați din țară. Vlad Ioviță, Gheorghe Vode, Pavel Balan, Eugen Doga, Mihai Volontir, Andrei Bruiană, Ion Ungureanu și mulți alții în comedia poetică se caută un paznic. Un colectiv de tineri talentați dornici de a transpune pe ecran viziuni noi, pline de cutezanță, fără pierde pe parcurs nota de umor și fină ironie ce a călăuzit întreaga acțiune a filmului. E surd, e mut, Doamne! Doamne, aici mi-i paznic. Da, dar cum să te înțelegi cu dânsul? Doamne, mai fă o minune. Omule, în fața ta se află Domnul nostru Dumnezeu. Îți întoarce graiul și auzul. Cântece populare, cântece de dor, cântece cristaline ca apa izvoarelor a oferit ansamblul de muzică populară Mugurel, condus de Valeriu Negruții. Ulterior, în același an, apare almanahul cinema Viața în imagini sau debuturi muzicale. Regizor Emil Loteanu, imagine Vlad Ciurea, studioul Moldova Film.
Această peliculă ne face cunoscută cu deja îndrăgiții interpreți ai acestui colectiv, Maria Drăgan, Vasile Marin și Anastasia Istrati. Получилось так, что мы с Мишей Долганом очень так честно, миролюбиво разделили коллективы на два. Федько Александр Сергеевич поддержал. И получилось два коллектива – «Мугурел» и «Нарок». Назвал «Мугурелом» Кримерман Ефим Семенович. Дал это название, всем оно как-то пришлось по сердцу. И вот тогда уже я добрал солистов. Тогда я взял Марию Драган, Василий Марин, я за него боролся. Он был балерун в театре, балет. И мне пришлось через Министерство культуры его, ну, как бы менять его профессию и специальность, и ставку. Но он требовал, чтобы были те же самые деньги. Вот. Ну, он был очень яркий, он был такой красивый, он был такой цыган с таким чубом. И он пел исключительно приятно и играл себе на аккордеоне. Вообще очень талантливый человек. Astăzi beau cu mândrile mele, mâni-mi iau drumurile mele. Astăzi beau, mâni me petrec mele, păi mâne de aici plec mele. Ane, Ane și Marie, dați-mi gura numai mie. Frunzuliță, bobuleană, Ileană, Ileană, mândră-i fata, moldoveană, Ileană, Ileană, când eu voi juca floricica mea, cu flecăi băinicica, sunt pe aici. În anul 1967 a fost fondat studioul Telefilm Chișinău. În același an, studioul a bucurat telespectatorii cu un film-concert al ansamblului de muzică populară Mugurel, în regia lui Constantin Croitoru. Марийка Драган, она приехала из Балаурешти, Неспаренский район. Она кладезь, энциклопедия. Она могла спеть сразу одновременно 500 песен. Вот у нее репертуар был необозримый. Tindă, șocă mare o fost.
din desbordei, lam de ride 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 la, țața-l cheltuiești cu trei, lam de ride 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 la. Omul, Doamne, l-am diri-diri-diri-diri-diri-diri-ra, când se culcă și nu doarme, l-am diri-diri-diri-diri-ra, când se culcă și nu doarme, l-am diri-diri-diri-diri-diri-diri-ra, ar mânca și nu e foame, l-am diri-diri-diri-diri-ra. Găina umbletul, l-am diri-diri-diri-diri-ra, ca găina umbletul, l-am diri-diri-diri-diri-diri-ra, și cu coșul cântecul, l-am diri-diri-diri-diri-ra. Успех был большой у Мугурела, потому что нас создали тогда для того, чтобы ездить по селам, чтобы не беспокоить большие коллективы, как Флэра, Жок уже тогда были. Чтобы... А так, один автобус, нас там 7 человек. Аж дури санумить инструментишты. С удовольствием. Это был Василий Кильчик, контрабас, из Гагауза, он оттуда, с юга, по-моему. Это был Добижа Петр, муж Вали Кожакару, цимбалист. Очень талантливый музыкант. Он не такой техничный, но он так хорошо слышал, и вкус у него был очень хороший. Вот они меня все учили. Понимаете, вот где я, откуда я? От них. Я им давал, наверное, что-то другое. Альтист Ион Чебану, это тот человек, о котором можно говорить очень много. Когда он пришел прослушиваться, я спрашиваю, что ты можешь, как уже они мне его привели. Они все вместе учились и знали друг друга. И когда кандидатура подходила, она обсуждалась с ребятами. И это все, они входили в семью, понимаете, мы не были большими музыкантами, но когда семейная обстановка и можно поработать, то все как-то вместе получалось. А работали много. Репетировали, несмотря на часы, там все. Ну, Александр Вакарчук, который тоже замечательный парень, душа. Ну и, конечно, Петря, этот Игната, сын на виолончели, с небесным звуком от природы. Самой сценичной была все же Истрати Анастасия. Она была такая живая, она так плечами трясла и корпусом, там все. Она выходила на сцену и сразу там ажиотаж. Și obrazul ca o floare, când o vede pădea moare. Are ochii ca cicoarea, și obrazul ca o floare, când o vede pădea moare, măi, Мугурела очень любили в селах, здесь, в районах. Мугурела очень любили в Черновицах. Стругураш прескут ла соаре, стругурашуле. Ту еш мик дар тяскуй мари, стругурашуле. Дац копаул куретаре, стругурашуле. De roe în pahare, strugurașule, ridicați paharele, iaca, iaca, așa, l-am împlut cu toaile, mândrulița mea. Mai turnați plăcăi pe tească, iaca, iaca, așa, colectiva să trăiască, mândrulița mea.
4 concerte la rând, cu sala arhiplină, în acorduri noi, a fost debutul unui nou colectiv, care s-a numit Noroc. Unii spuneau că nu face să-i se dea un nume, deoarece era o orchestră pe atunci din vreo 40 de persoane. Dar totuși băieții au dovedit că s-a format un colectiv talentat, original, nou ca formă și conținut. Cei 5 instrumentiști au deschis fereastra într-o împărăție pe care au văzut-o, au cunoscut-o și totuși nouă pentru mulți. Întemeietorul, conducătorul și inima acestui colectiv tânăr, Mihai Dolgan. Eugen Vorobiov, la baterie, până atunci muncitor la uzina Vibro-Pribor. Victor Rusnac, chitară-bas. Vasile Verdeș, Vyacheslav Grabovan, ambii la chitară. Olga Sorokina, până a venit la Noroc, a cântat într-un ansamblu de tineret. Ștefan Petrache, absolvind școala de muzică de 10 ani, pe atunci Eugen Coca, în prezent Ciprian Porumbescu, făcea abia primii pași în carieră solo. Aceste imagini sunt imortalizate de regizorul Emil Loteanu și operatorul Vlad Ciurea în Almanahul Viața în imagini sau debuturi muzicale în 1967. Lacrimă, orice plângere, orice șoapte de dor. Tu știi primul fior, primul vis de iubire și primele duci bucurina din ziua în care ne-am cunoscut. Când lat și lung, tot la tine am să ajung, o, știi bine. Acest rodnic an a culminat cu un revelion deosebit, martorul căruia este și cântăreața Ludmila Mișov, care a interpretat o piesă special înregistrată la 28 decembrie 1967, Bat ceasurile lumii, semnată de Eugen Doga și Gheorghe Dimitriu. Primul ceas